Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald Ce ne transmite budismul învățături și practici cotidiene? Astăzi îl avem alături de noi și îi mulțumesc din suflet pe Matei Georgescu, profesor universitar doctor psihoterapeut, psihanalist și vom vorbi pe marginea unei cărți care face obiectul acestei campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald Mindfulness pe înțelesul tuturor de Bante Enepola Gunaratana O carte publicată în colecția Mindfulness și, cum spuneam, face parte din această campanie ce ne transmite budismul cu mai mult de un sfert de milion de exemplare vândute, Mindfulness, pe înțelesul tuturor, este una dintre cele mai influente cărți dedicate atenției conștiente, prezenței conștiente și o excelentă introducere, am putea spune, în ceea ce înseamnă practica meditației. Este o carte pe care oamenii o citesc, o iubesc și și-o dăruiesc unii altora, o carte despre care vorbesc și scriu, asupra căreia reflectează și la care se întorc de fiecare dată. Matei Georgescu, în primul rând la mulți ani, mă bucur foarte mult că ești alături de, de noi. Eu îți mulțumesc, dragă Sorin Lucaci, pentru faptul că simt că în fiecare an reînnoim uh, declarația de iubire reciprocă cu atât mai mult cu cât uh, am avut uh, um, autorul citat uh, e din, din zona budismului Teravada și știu uh, că am, am avut șansa să-l întâlnesc de două ori pe Bante yoga vajra Rahula care a fost invitatul vostru, adus în uh, în vremurile premolimă prin uh, prin București uh, și uh, am avut posibilitatea să văd în direct ce înseamnă o ființă care este în, într-un continuu, nu știu, într-un continuu flux de unitar cu propria ființă. În primul rând, viteza sa este o viteză firească. Nu există graba. Graba, nu știu, citadină, ne imaginăm în aeroport, la ieșirea din avion, bante mergând într-un ritm așezat, în timp ce ceilalți, repezindu-se și bulucindu-se înspre. Nu se știe ce întreprindere urgentă a propriei vieți, ca și cum ar câștiga ceva atingând acel punct de la orizont de acolo. Acolo, asta facem. Și acum, e, e dar oare nu este în o caracteristică, moment. nu este, o, îmi cer scuze, nu este cumva și poate o caracteristică a maestrilor care au vizitat Europa în ultimii 20 de ani, să spunem, care au vizitat de altfel și România, cu precădere să spunem Bucureștiul și alte centre universitare. Nu este o caracteristică a acestor maestri spirituali să aibă un soi de de seninătate, de claritate, de liniște și acel mers așezat și foarte firesc, ca și cum nu s-ar grăbi nicăieri. Da, este de fapt, nu cred, pentru ei, nu cred că este, e pentru noi un ca și cum pentru ei, este certitudinea că nu au unde să ajungă. Nu au ce să caute. Pentru că deja au ajuns, deja au găsit. Întrebarea este ce Dumnezeu au găsit și unde au ajuns. Or, pentru noi este dificil să ne imaginăm că am ajuns. Acum, iată, dragă Sorin, că suntem împreună aici și că am ajuns în, în zenitul vieții noastre, toate lucrurile s-au împlinit. Să avem această realizare, mă refer. Nu doar că vedem că e bine, ca în, în serile genezei, ci să simțim că tot ceea ce este în acest moment este un sumum al existenței umane, ca și cum am înflorit și rămânem înfloriți. Asta este o... o, o cred că este cheia. Și apoi îi spui cuiva bun rămâi în poziție, concentrată. știu, sunt o seama de cursuri de mindfulness care încep, nu știu, cu o nucă. Zice, luați o nucă, mâncați ușor nuca, simți, simțiți gustul, textura și mulți zic, lasă-mă, domnule, în pace cu nuca ta. Păi eu știu de mult nuca, am epuizat nuca, altceva, stimulează-mă altfel. Suntem incapabili să, să putem, dintr-o dată, evident, să ne cuplăm cu corpul nostru, care este fundamentul ființei noastre, nu știu, baza, templu, știi? Apropo de piramidele nevoilor, toată lumea se interesează de experiențe de vârf, de transcendență, în condițiile în care grădinița, nu, nu, grupa pregătitoare pentru grădiniță, posibilitatea de a ne conecta cu Senzațiile din corpul nostru sunt un exercițiu nu dificil, pentru un imposibil. Și atunci să începem de aici, știu, în, în psihoterapie care fiind este o traducere modernă a raportului cu noi înșine. Sigur, tradițiile de mii de ani asta fac și e bine să ne cum, cum spuneai și tu înainte să ne registrăm, că trebuie să, să fii, cum să zic, ignoranță, arunci pe geam niște mii de ani de experiență cu propria ființă. Cum ar fi, de exemplu, budismul. Budismul care nu este, cum să zic, nici o, o, o religie instituționalitate. Este o, un metadiscurs, dacă, dacă vrei, un metacogniție după unul. O, 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 formă de a, ne, a, a, încerca să vezi ce se întâmplă cu tine. În fine, asta este, poate să zică cineva că e traducerea mea sau a ta. Sau... M însă, revenind în, 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 modernitate, se zice așa că ai nevoie să treci de la corp, adică de la uh, expresia directă corporală, pulsională, primitivă, în care îți vine dintr-o să sări în sus sau să, nu știu, să scuipi. Deci să poți să trăiești de la acest tip de fluiditate biologică primitivă, a forme mai elaborate, mai elevate, ca să le dobândești, ai nevoie deci, de o capacitate de simbolizare, de sublimare. Astfel încât treci de la expresie corporală către simbol, către a gândi, către a conceptualiza. Asta este tendința. De ce? Pentru că sunt momente în viață în care și vine, vine unul la știrile de la ora 15, păi mi-a dat un, cum, cum zicea mi-a dat mi-a dat, dat, nu mai știu o o, o, o perversă, mi-a dat mi dat o perversă care la Târgu așa <laughs> în brațul ăsta pe care l-am făcut și atunci i-am dat și eu de a-mi spart arcada nu? Să treci de la acest gen de e, e jucăuș, mi-a I a plăcut tuturor că a devenit, cum să zic, multiplu vizionat. De la Reală, acest da. tip de comportament, a care, de exemplu, când cineva te agresează, să-i spui, stimate domn, simt așa în mine foarte multă furie și mă simt total neînțeles și sub acest aspect, ce părere aveți despre trăirea mea? Bun, nu o să se întâmple asta niciodată în intersecție, să ai o discuție de tip metadiscursiv cu unul care vrea să fie primul în la semafor. Însă, asta ar fi ideea. De la îți dau o perversă caracter cu ogna, la um, simt furie în mine, simt în corpul meu furie. Și în momentul în care spui doar, atunci poți să împărtășești celuilalt și celuilalt să reacționeze la tine și uh, lucrurile să se întâmple într-un într alt registru. Însă, Asta este, deci, o de perspectivă, să spunem, evoluționistă, care susține ideea de dezvoltare personală. Să, să ajungem din punctul A în punctul B. Care e tehnologia? Apoi, tehnologia este prin mentalizare, adică te întâlnești cu un om și în, în diada respectivă, ție îți vine să-i dai din nou o perversă ca la târg, ogna, ogna, psihoterapeutului și psihoterapeutul ce face? Nu ți răspunde <laughs> ca la, ca la târg, și. Pune în cuvinte pentru tine ceea ce simți. Treptat, înveți să faci și tu așa. Acum, în tradiții, după câte încerc să înțeleg, este o abordare care nu e neapărat evoluționistă, ci este integrativă. Tentația ar fi să, să putem presupune că, din potrivă, este de la concept simbol către corp. Mindfulness-ul, de exemplu, decriptat așa pe înțelesul occidentalului, adică al meu, că n-am și sunt occidental, ar fi așa. Să uh, încerci să privilegiezi, adică atenția ta să fie cuplată pe un fenomen perceptiv. Uh, senzații percepții, percepții să spunem. Și atunci, corpul, respirația, de pildă, o zonă din corp, tot ceea ce sunt variații multiple, ideea este să-ți menții atenția pe acea zonă corporală, astfel încât uh, activitatea mentală să, să fie cumva uh, esențializată, redusă la un singur proces. Un singur proces care înseamnă un, o focalizare perceptivă pe o anumită zonă corpul, senzațiile corporale, corpul în zazen, de exemplu, revii la postură în, în școala sotozen. Nu-i nu musai să, să nu să numeri sau să fii pe respirație. Revii la senzațiile uh, corporale, propriu receptive, deci întregul corp, atunci când poți să discriminezi că deja ai o, o serie de uh, fantezii, de reprezentări mentale care te poartă nu știu unde. Mi-am plătit întreținerea, n-am mâncat, ce-o fi cu pandemia și revin corp iarăși încep să pleci și este acest flux-reflux de mentație care te poartă și apoi uh, intenția de a reveni în corp. Uh, deci, după câte vedem, este ca și cum vrei să, să, să revii la sursă. Nu ai nevoie să simbolizezi, să gândești ca am psihoterapie, să revii la sursă. Acum uh, o, să, o să încerc, nu știu, uh, să creionez puțin o perspectivă care să încerce apropo de teza-antiteză, amândouă. Ceea ce, ce ar fi evolutiv în psihoterapia, înțeleasă ca uh, o învățare treptată de a pune în cuvânt stările emoționale, propria st st ființă sub raportul activității interne, asta pe de-o parte și mindfulness. Noi, să pornim de la următoarea ipoteză, că, în definitiv, inconștientul nostru, ființa profundă la care nu avem acces, are o reprezentare corporală. Există corp, corpul e o parte din ființa aceasta necunoscută nouă. Necunoscută în sensul în care există un disconfort în cultură, adică o scindare între corpul, nu știu, pulsional, păcătos și omul elevat. Vorba cuiva, nu mă pot abține să o spun că tot uh, e jucăuș, zice așa, de la, de la gât trei palme în jos, 1, 2, 3, e un loc periculos. Întotdeauna dacă trei palme, e un loc periculos. Zona sexuală e periculos în raport cu ce? Cu uh, conduita morală, pentru că transgresiunile sunt uh, sau tot, tot ce e legiferat este legat de raportul nostru cu agresivitatea și sexualitatea și deci e un disconfort. E, e, trebuie mânțiunte cumva corpul păcătos, care nu, ascetismul să-l ții cât mai departe. Nu poți să le pui împreună. Or integrarea de tip mindfulness poate că are ceva din această cerință fundamentală de a pune împreună și atunci ce faci? Dacă inconștientul e corpul sau ființa necunoscută ar fi metaforizată prin corp, oamenii zic așa, simt, zic, hai să luăm un, un context, senzația de a fi abandonat. Da? Sau abandon, unde îl simți? Uite, o să, vede, o să vedem că zona plexului solar este o zonă predilectă, apropo de zona aceasta unde este nucleul ființei, nu întâmplător în tradiție, aici e centrul ființei, Hara, Dantienu, bun, plus că aflăm acum că sistemul digestiv este fundamentul sistemului imunitar. Bun, simți uh, tulburare aici sau simți că te doare inima sau un nod în gât, toate astea. Um. Bun, când oamenii vin în psihoterapie și spun lucruri cât de greu e și așa mai departe, există un răspuns corporal în cazul, cum să zic, unei funcționări cât de cât elevate, că alte ori este și un clivaj în care corpul nu mai simte, este efectiv înghețat. Dar, mă rog, simțind uh, uh, această, uh, tu, 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 nu știu, mișcare afectivă în corp, ce avem de făcut cu ea? În primul rând, e necesar să, să intri în contact cu ea. Psihoterapeutul este cel care stă în fața pacientului și îi spune ceea ce simți. Ai venit aici ca să, să, să aducem la suprafață, adică să nu mai fugi de uh, mișcări interne intolerabile. A venit timpul să te oprești și împreună cu mine să spun rămâi aici. E foarte greu, pentru că de aceea schimbarea în registru, nu știu uman e foarte dificil. Oamenii pleacă. Adică cum să stai? Să stai, simți? Să zicem, să uh, evocăm un om care se simte abandonat și simte aici în flex în, în că uh, o durere nesfârșită. E, mindfulness înseamnă încearcă să observi ce se întâmplă în corpul tău, în, în Zona abdominală unde simți acest nod. Păi ce mi-e greu să pun în cuvinte? Greu, nu, nu trebuie să pui în cuvinte. Încearcă să observi ce ți se impune în câmpul intern, pornind de la durerea și emoția aceasta localizată în corp. O simți și poți să, să vezi acolo și uh, poți treptat să creezi imagini, să spui uite, este precum, uh, nu știu, un câmp arid, o pustie în care nimeni nu are a mă hrăni și îl țip și degeaba. Bun. Ok. Rămâi acolo. Asta este implicit. Stai acolo. Observă. Momentul în care rămâi și stai și observi, însoțit de cineva, asta este foarte important. Apropo de pustie. În pustie nu e nimeni. Noi avem nevoie să, să aparținem și să fim în prezența cuiva care să fie martor prin, prin el, pentru că, în definitiv, noi așa ne constituim, în diada ne constituie. Apoi apare terțul și așa mai departe, dar diada ne constituie. Și atunci, în această diadă, când cineva observă și spune sunt aici ca să primim împreună durerea ta. Durerea, pentru că, probabil, vorba lui Melanie Klein, vorba, sunt mulți care au văzut lucrul ăsta, 80% din populația... Globului trăiește într-un registru de supraviețuire în care emoțiile negative, precum angoasa, furia, vinovăția, rușinea, nesiguranța, astea sunt predominante. În astea supraviețuiești și reacționezi, nu te dezvolți. Și încerci să fugi de astea în toate felurile. Să le reprim. Să le reprim. Plus că comportamentele de tip adicții, care sunt multiple, de la adicția vis-a-vis de substanțe dăunătoare, alcool, țigări, nu mai știu, până la adicțiile care sunt cumva într-un fel susținute de societate. Adicția de, de carte, că tot vorbim de Herald. Sigur, ne-a creat o adicție, e bună, dar Herald susține viața. Nu ne spune citiți toată ziua cărți până, până vi se atrofiază corpul. Nu. Cărțile, Herald, spun, ai grijă de corpul tău și mai citește și cu carte cu ponderație și cu echilibru, despre asta e vorba. Și atunci. Um, soluția este apropo de raportul ăsta dintre psihoterapie de la corp, la simbol și mindfulness. Este că să vedem că noi ne deconectăm de propriul corp și de propriile emoții, pentru că n am avut nicio diadă, niciun un raport interpersonal în care cineva să spună, îți primesc propriile trăiri? Ți le primesc? Nu! Dacă eu, nu știu, ți-aș spune ție acum, păi, ce sunt împeniile astea, mă, mă enervez de fiecare dată când ne vedem și acum trebuie să fac frumos ca să... nu. Știu, nu? Tu, tu nu poți să zici, uite, simt în tine neliniște. În general, spune, da, dă-te dracu' de aici cu fițele tale, caut pe altul, știi? Cam asta este sistemul obișnuit, pentru că nu, fiind în supraviețuire fiecare dintre noi, nu avea, știi, când încerci să fugi, nu mai te uiți la, la de lângă tine dacă e bine să-l ajuți. Ai nevoie de un stadiu elevat de așezare ca să poți să te uiți la celălalt și să spui, uite, cred că suferi, uite, că, cred că ce simți acolo. Deci poți să plângi, poți să înjuri, poți să-ți să, să, urli, să -ți urli durerea și eu ți-o primesc. De asta avem nevoie, dar este atât de simplu. Vreau să fie jenă că vei fi etichetat Stigur. pentru aceste forme de exprimare a um, unor emoții. Iar în, în cărțile uh, seria Mindfulness este ceea ce propune propun tradițiile de mult. Dacă nu ai o, să zici, ai met, e o metaforă, o energie de tip Mindfulness, nu ești capabil să întâmpini suferința celuilalt, sub nicio formă. Vei fi defensiv, vei căuta soluții, vei raționaliza, vei, 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 toate mecanismele de, de apărare. Energia aceasta mindfulness, care în definitiv este o metaforă pentru un tip de funcționare elevat. Această energie este fundamentul vindecării. Este expresia atingerii unui nivel, în termenul Melanie Klein, depresiv. Sigur că noi nu rămânem acolo, că nimeni nu-și dorește o viață în care să fie... O o, 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 pace cu voi. Nu. Ai nevoie, la un moment dat, să, să cobori în zona schizoparanoidă, să te îndrăgostești, să mai ai pasiunea, nu știu ce. Dar pe funcționarea predilectă contează să fie într-o zonă integrativă. Și atunci, cheia este să învățăm, să auzim despre mindfulness și să găsim apoi persoane. Cu care, dintr-o poziție cât, put, cât ne permitem, aceasta de mindfulness versus forgetfulness, nu știu cum să zicem, de uitare sau din potrivă de integrare, să vedem ce suntem. Și atunci, revenim la, la bante, la cei care au experiența aceasta plenară. Nu mai unde să ajungi, pentru că noi întotdeauna fugim la orizont spre o fantasmă, cum că acolo va fi împlinirea și mai bine. Fugim de ce? Mișcările interne uh, sunt intolerabile și atunci avem nevoie de o variantă mai tolerabilă de noi înșine, o alta. Acum uh, uh, mi-a spus un. un Uh, un prieten care mi-a făcut o invitație, vis-a-vis -vis de transumanism. Transumanism uh, care cumva e corelativ eugenie și îmbunătățirii omului prin tehnologii, prin tot ce vrei. Bun. Care este îmbunătățirea? Îmbunătățirea este, merge pe căi foarte simple. Să nu mai dorești să-ți schimbi propria persoană prin delegația schimbării lumii. Mai întâi, ră, ră, să ajungi într-o formă de integrare și de acceptare de sine, încă o dată, mindfulness este calea, energia mindfulness. După care, când poți să stai locului, să-ți iubești, accepți, integrezi toate mișcările din tine, astfel încât să nu ne mai proiectezi pe alții, să găsești dușmanii sau să găsești sfinții, să. Nu? Să construiești lumea după propria configurație emoțională și afectivă, deci să nu mai faci asta, sau să o faci într-o manieră vizibilă, mai bine spus. Să știi că atunci când te enervează, nu știu ce, complotist din ocultă, este doar un rezidu de mișcare internă proiectată acolo. După ce ajungi în stadiu ăsta, mai vorbim despre transumanism, despre. Nu știu, lucruri care țin de gimnaziu Dar astea sunt fundamentele Noi nu cred că știm efectiv Băjbâim în realitatea aceasta Cum o semnificăm, ce este cu ea, cum este cu ea Că vorbeam înainte de sincronicitatea Culorii în care ne, ne îmbrăcăm și faptul că ți s-a întâmplat lucrul ăsta Și apoi mi-a venit în minte cameră, cel care a nota, stătea la ieșirea dintr-un parc și nota ce se întâmpla și vedea potriviri. Că erau atâția bărbați care țineau, nu știu, umbrela pe stânga și erau îmbărcați la fel. Bun, de aici Jung a, a preluat și au mai fost câțiva cu aceste coincidențe. Și domnule, sunt doar coincidențe, că noi le semnificăm ulterior. Este un limbaj, e un limbaj primitiv al semnelor pe care tu le corelezi, e o gândire simbolică, metaforică. Adică, altfel spus, pot să, să sesizez ceva din aceste coincidențe dacă sunt sem dacă le, le, le generez semnificație, devin semnificative și îți oglindesc ființa. Și spui, ok, ce pot să înțeleg eu din, din faptul că, uite, suntem îmbrăcați la fel, fără să fi vorbit? Pe păi ce culoare e asta? Păi nu știu, hai să spun, l-am văzut pe. Este o culoare care e intră chiar în. Ținuta tradițională a budiștilor. Oare e o formă de apartenență, ci mă simt, mă simt cumva abandonat, apropo de exemple care le-am dat, și am nevoie de o apartenență. Ce văd în lumea budistă? Văd un fel de acasă, văd o viață semnificativă, poate. Deci, care e semnificația vieții mele? Păi încerc să fug pentru că nu-mi tolerez organic mișcările interne. Asta, asta e semnificația. Și atunci veți, poți să ajungi asociativ către nucleul ființei tale. De aceea eu chiar le doresc tuturor celor care ne ascultă să audă uh, uh, credința pe care o pun în aceste cuvinte. De fapt nu e credință, este convingere. În momentul în care în corpul meu pot să discriminez mișcările, care sunt mișcări și, cum să zic, men, mentale, fantasmatice și să le aduc și să, să, le, să le primesc, în primul rând. Realitatea se schimbă, pentru că poți să lași să fie, poți să fii mai fluid. Știi, apropo de, de, de budism, că mă tot uit la imaginea lui Buddha, știi, care 500 de ani a existat, până am creat o imagine, cu urechile alea lungi. Urechile alea lungi care încearcă să audă. A Auzul ca simț diacronic. Nu să vezi. Știi, când vezi, vezi în fotografii vezi cum, ca și cum, nu, auzul e procesual, văzul e, cred că am mai zis asta când am întâlnit, dar trebuie spusă de multe ori. Noi ne vedem ființa, ne vedem ființa, nu? Ne vedem, nu ne auzim ființa. Când ți-o vezi, o iei ca atare, ca o fotografie și rămâne încremenită. Asta sunt. Pe păi cine sunt? Sunt profesor universitar cu tare. Păi nu, astea, eu sunt un proces. Nu, știu, orice meserie e un proces. Poți să fim să oscilezi în el, te reconstruiești în permanență. Dar ă, noi avem nevoie să fim vizuali ca și cum am ipostaziat deja, am generat niște statui ă, destinale ale propriei ființe care au încremenit. Și de aia devenim nefericiți ne simțim în singurați, pentru că ă, urechile lui Buddha ne spun viața ca flux și ca proces. Păi cum adică să mă las așa în voia ei? să te lași în voia ei. Păi cum să mă las în voia? Eu controlez, că mi-e frică. Nu controlez nimic. Adică în momentul ăsta eu controlez ce spun. Îmi vine să spun, apropo de inconștientul trup. Eu spun spontan ceea ce spun. Gândurile mele, în, în analiză experiențială, sunt fenomene cosmice. Adică, odată îmi vine în minte, când vine în minte să spun ție asta, da? N-am premeditat iese, precum nu știu, observ pe, pe, pe stradă că se plimbă o pisică. La fel e și gândul meu, da? După care spun, eu am gândit. E o convenție. Însă toată această activitate psihică este spontană, are un caracter spontan. Și um, spun, hai să ne controlăm mintea. nimeni nu poate să-și controleze mintea. Pentru că eul nostru nu e capabil să reprime, să suprime. El poate cel mult să ia notă de fluxul ființial, existențial care se petrece. Și atunci e foarte important să ajungem martorii propriului flux intern. Asta înseamnă că, în primul rând, conștient putem să integrăm mai mult, nu mai reprimăm mai puțin sau nu, nu suprimăm conștient și vedem Câte sunt, împreună cu un ghid, spuneam, psihoterapeutul, poți să afli mai mult și să primești din ceea ce ești mai mult. Să te primești pe tine, ca ființă, câte lucruri, multe avem de cunoscut din noi simplu, dacă stăm, stăm pe, pe, pe o bucățică de pământ, de iarbă, și încercăm să ne observăm reacțiile când stăm acolo versus reacțiile când stăm, nu știu, într-un cub de ciment. Și să vezi diferența, și să simți corpul, și să vezi ce îți cere corpul. Mi-a trecut ieri prin mână Gabor Matești când corpul spune nu. Nu știu dacă a fost tradus în limba română. Ne-am pierdut senzația corporală, deci nu mai suntem în contact noi și nu mai putem să vedem cum nostru spune nu. Și ne lasă că merge și ne îmbolnăvim, după care mergem la un medic și se dăm dăm niște chimicale ca eu să continui ceea ce fac, să nu schimb nimic din viața mea, corpul să țipe în continuare, băi, fă ceva cu mine, fă diferit. Lasă-mă că eu am interesul să stau așa, lasă-mă în pace, să nu-l Și după care boala, știi, și zic toți, nu știu, clinica profesorului Chirilă de la Nera, acolo în care se înveț să înveți să schimbi viața. Cine să duce Cum să-mi schimb eu viața? Să renunț eu la, la mici și la ceafă de porc cu țuică și cu cartofi prăjiți, mâncați noaptea la 11 și să, să renunț eu la a mă culca la 3 noaptea? Niciun caz. Mai bine îmi dai tu ceva și eu termin. Responsabilitate. Neputința aceasta de a vedea că noi suntem sursa și că vindecarea, nu cred că trebuie să te coste foarte mult. Dar ne costă atât de mult că nu e posibil să o facem în, 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 în termenii firești, să vedem în primul rând ce ne face rău și să încetăm să mai mâncăm de plăcere, să mâncăm alimentar. Doar asta, și de aici cred că închid mulți video, că și să mă Dumnezeu, de ce să nu mănânc ce îmi place? Nu mănânci ceea ce te hrănește, că asta este fundamentul biologic. Noi am, am, am generat forme de plăcere și, cum să zic, bine, asta se sprijină, știi, pe funcții biologice, dar e ca și cum tendințele acestea psihice de plăcere s-au autonomizat și noi facem funcții noastre biologice au fost anulate în, în, în fun, fun, fundamentul lor și am devenit cum să le folosim doar pentru plăcere și stimulare, ceea ce ne duce evident în dezechilibru. Aș da. vrea cumva revenind la cu Naratana și la cartea Mindfulness pe înțelesul tuturor, în ce măsură practica meditației, în ce măsură mindfulness ne ajută cumva să facem această, i-aș spune eu, curățenia gândurilor. Pentru că de cele mai multe ori raportul acesta dintre gânduri și emoții, indiferent de care prevalează primul, ajungem, exact cum spuneai tu foarte, foarte bine, ajungem să somatizăm ajungem să nu ne mai ascultăm corpul. Așa cum tu ai pomenit despre Gabor Mate uh, când corpul spune nu, la fel mă gândeam eu în timp ce te ascultam la o altă carte, între timp a apărut și volumul 2 uh, al cărții lui Babette Rothschild, Corpul își amintește, unde se vorbește despre o memorie celulară a corpului. Și atunci mă gândesc uh, cât de important este un stil de viață Sănătos, exact cum spuneai tu, cât de, important, cât de important este un stil de viață sănătos, nu doar al organismului, ci și al minții. Chiar dacă mintea, normal, e parte a organismului, dar cumva trebuie să aibă, să zicem, un regim special, pentru că de cele mai multe ori nu ne gândim la acea igienă sau curățenie emoțională pe care, iată, o putem face prin intermediul mindfulness-ului și prin intermediul meditației. Da. Acum, mindfulness, că sub aceste auspicii ne-am adunat astăzi, e un, cum să zic, un exercițiu, spațiu, cum să. fundamental. Știi ce ar trebui să facem noi, ceea ce ar fi bine. În momentul în care vii acasă și, nu știu, nu găsești nimic de mâncare și zici partenerului. Ce ai făcut toată ziua acasă și ești furios sau nu știu, ți cu cap s-a În acel moment, să te oprești și să practici mindfulness 10 minute. După care să te duci să vorbești cu partenerul. Recomanda cineva ca înainte să te căsătorești, ai nevoie de 6 luni de stagiu mindfulness. Dacă ai o chestiune importantă de, de, de decis, ai nevoie de un sistem așezat apele interne să fie cât se poate de așezate. Iar chestia asta se poate face simplu, pentru că în momentul în care suntem într-o fugă permanentă, știi, două servicii, trei datorii, zece copii, plătește ratele, ia-ți casă, nu mai știu ce, funcționăm în viteza 4 a patra, cincea, de fapt acum sunt cutii cu șase viteze, da? Mașinile comerciale. Funcționăm în viteza șasea și ai nevoie să pui, să dai să, să te oprești când faci mindfulness, cu siguranță nu ajungi la punctul mort, pentru că activitatea internă suprastimulativă se menține și stai locului și știi cum, cum asta putem încerca. Pune-te, nu știu, la ora 12, în pauza de prânz la serviciu, să stai pur și simplu și să observi ceea ce se întâmplă în ființa ta. O să vezi tăvălugul ăla cu gândul, mii de gânduri, ce să mai coborui minții în inimă, că asta sună inimă și minte. Că inima ce este? Inima e o metaforă a unui centru al Ființei, este o metaforă și a Corpului și a, a să-ți cobori în mintea în inimă. Asta înseamnă să discriminezi realitatea din Ființa Ta. Ori, dacă ești așa, într-un într turbion, nu ai capacitatea. Deci, este foarte simplu de diminuat. Avem nevoie ca să ne diminuăm treptat activitatea, nivelul stimulativ intern. Evident, în concepțiunea de psihodinamică, lucrul acesta nu este posibil să faci de unul singur pentru că are o funcție. Când alergi în, în cotidianul acesta aglomerat după chimerele nu știu, societății de consum, fugi, fugi de ceva din tine. E o fugă în realitate. Este o fugă de re propria realitate. Și dacă îi spui omului stai, se destramă, că nu suportă, nu tolerează. Atunci toate mișcările acestea sunt corelative. Pe măsură ce încep să încetinești pe aceeași măsură, înseamnă că nu conștientizezi că fugi după chimere și spierzi viața efectiv. Ce e mai bine să-ți o vilă cu piscină? sau să, să, în care să fii nefericit și să ajungi bolnav sau să trăiești precum într-o într, -o, într -o vilă luxoasă în vacanță? Răspunsul este evident. Varianta aceasta cu propria ființă, din păcate, tehnologiile actuale, dacă te uiți, nimeni nu știe cum să ajunge acolo. cum să ajungă acolo? Că e un proces lent, ce reînvățare, ce Uh, și mai ales știți ce cred că cere, dragă sorință, să fii convins că asta este calea. C care ar fi calea? Păi, uite, toți cei care ne ascultă acum, stați, fraților, liniștiți, ieșiți din trafic, ca ajutați și traficul din țară, stați acasă o jumătate de oră în fiecare seară, fără intenție, abandonându-vă clipei și încercând să, să realizați ceea ce sunteți. Da? Asta este calea un sfert de oră, pui ceasul, 20 de minute, cât poți, și o ții așa măcar 40 de zile, vezi ce se întâmplă. Știi câți o să facă din cei care... Sunt niște mii de vi vi vizionări pe, pe, ceea ce faci tu și, pe, și întâlnirile noastre. Zero, zero. O să audă, probabil că aud în timp ce spală vase, nu mai știu, te mai vorbește ăla cu tare, se agită acolo, că e problema lui că se agită. Mai bine mă uit la mă uit pe Netflix, sunt acolo niște seriale, ce seriale niște uite, Star Trek, îl văd a treia oară, l șapte sezoane, Next Generation. Ce să stau eu acolo? Am nevoie să mă stimuleze. Cum să stau cu mine însumi? Devine foarte, foarte De dificil. Fapt, cred că este, dacă stau bine să mă gândesc, pornind și de la, de la cartea lui Gunaratana, cred că la antipod, este, sau mă rog, la polul opus al mindfulness-ului, este tocmai uh, goana omului modern, a omului contemporan, după stimulare. El trebuie să fie tot timpul stimulat, că e în trafic, că e, nu știu, acasă, că e la job, că e la. să aibă tot timpul acel stimulant care, până la urmă, am senzația, creează un soi de dependență. Multă lume este dependentă de aceste stimulente ale vieții noastre exterioare, și tocmai de aceea se agață de ele. Exact cum spuneai, mă face fericit o motivație exterioară, și anume o casă cu piscină, o vilă cu piscină. sau Absolut. ultimul model, sau ultimul model de, eu știu ce brand de mașină, sau ultima Sinur. vacanță exotică. Da. E lucrurile alea mă validează pe mine și nici de cum ceea ce mă reprezintă pe mine ca ființă ceea ce spuneai tu la începutul discuției. Absolut. Este încurajată supra-stimularea și împrăștirea atenției și a ființei. Uh, un, o imagine uh, fantastică este cei care gândesc uh, banda aceea pentru alergat, știi, din sală. Păi banda aia pentru alergat a devenit ce e banda așa. Ai un ecran în care poți să spui uh, un film la TV și să asculti, da? Deci, practic, corpul tău aleargă, însă, nu știu, psihismul tău este cuplat unei povești. La fel cum floricelele pe câmpii de porumb, să zic așa, sunt încurajate în cinematografe. Să mănânci în timp ce te uiți. Ori astea sunt activități total uh, uh, ignorante în ceea ce privește integrarea ființei noastre. Să mâncăm în liniște, să mâncăm atenți, să fugim atenți pe propriul corp, nu cu mintea în altă parte. Și atunci ne stimulăm corpul într-un fel, ne suprastimulăm uh, modalitățile senzoriale altfel și devine un fel de uh, morișcă uh, din care nu poți să ieși pentru că ai nevoie să crești viteza, știi? Și atunci, în societatea actuală, în ultimii ani de zile, te, se vinde foarte mult sub stimularea suprastimularea supra supra -stimularea. suntem ca, ca niște persoane dependente care mărim doza de, de drog Exact Mărim doza de drog nu facem decât să mergem spre forme de uzură pentru că suprastimularea înseamnă un sistem care funcționează într o stare de supra solicitare și de alertă Asta este bun bun, bun de făcut în condiții de amenințare și de dar pe termen scurt. Stresul acesta multistimulativ uzează sistemul. Și de aici apici și ajungi clientul industriilor de tip cârpeală, știi, farma, nu mai știu ce, pentru că nu poți să duci. Managementul vieții și managementul, să spun așa, sistemului nostru presupune reducerea cuantumului stimulativ cu măsura în care a exagerat de el. Deci dacă, nu știu, 8 ore funcționezi în viteza a 6 sub aspect super stimulativ, că ești, știi, faci multe lucruri deodată și mintea ta e împrăștiată, 8 ore ar fi necesar să faci un singur lucru. Dacă te duci la sală, să zicem, să fii cu corpul tău în contact în permanență, când mănânci, să fii conștient când mănânci, pentru că este un mindfulness al fiecărui, fiecărui acțiuni pe care o faci. Când mergi să faci pașii ai păcii integrate, când stai să stai uh, integrat cu corpul tău, nu este simplu, însă beneficiile sunt uriașe. Uh, nu, nu le putem, uh, nu putem avea convingerea aceasta decât încercând. Și ceea ce spuneai uh, e important vis-a-vis -vis de faptul că există uh, un curent de grup care ne susține în forme de risipire și foarte puține grupări care să, să susțină efectiv în masă sănătatea și integrarea. Mă uitam, nu știu, la, la o, o reclamă la ProTV. Este acel prezentator de... de foarte cunoscut în emisiune de tip concurs. Uh, Cabral, da? Uh -huh. uh, S-a îngreșat mult în ultima vreme și are așa o burtică, burtică mare. E cum îl prezintă pro acolo? Dacă eu cu reclam acum. Are în mână un ceaun cu mâncare și bagă în gură, da? Deci vezi un burtos, eu i-aș spune lui Cabral, băi, îmi place de tine, E bine să mănânci mai puțin și să nu mănânci cu plăcere, să mănânci alimentar. Și poate vreau ce faci iată. Băi, ce bine să bagi în tine în continuare. Astea sunt mici mesaje subliminare în care este o educație implicită către suprastimulare, către turbură alimentare. Și de aici, exemplele sunt absolut multiple, anti-echilibru. De aceea, editura Herald, care susține... Tradiții, adică susține valori perene, este fundamentală. De aici ne putem recupera și mai putem avea o șansă ca să vedem clar. Altfel, ne ducem de râpă, drogul crește, crește, crește și vezi de acum, clar, adolescenții, droguri, la modul propriu, sănătatea lor, vezi, vezi că sunt vieți înlinate din capul locului, nu sunt politici credibile, publice, în care să se susțină, uite, mindfulness-ul sau forma integrativă de a fi cu tine, să se spună lucruri de genul ăsta. Ar fi grozav. Pentru că sunt simple și pot schimba viața, știi? Dacă le aud de cineva, că dacă le spun eu, nu? Noroc cu voi, că, na, se mai duce vorba. Cine e ăsta? Asta e un, nu știu, dacă spune, nu știu cine, mâncați ceafă de porc în sânge, toată lumea se duce acolo. Da? Nu mai știi să discriminezi ce e bine și ce e rău. E a doua oară când văd despre ceafă de porc în sânge. N-am mai mâncat, nu, nu știu dacă mă gândeați, voi poate îmi place mult. N-am mâncat cred că de vreo 30 de ani ceafă de porc în sânge. Am, am lăsat porcii să trăiască, porcii mei. Poate că vreau să mă las pe mine să trăiesc. Da, mă rog, nu știu. Dacă aș, aș încheia discuția noastră, care firesc a avut și o urmă de, de umor, dar bineînțeles și de, de adevăr, cu uh, câteva cuvinte despre cartea lui Bante Gunaratana, Mindfulness pe înțelesul tuturor. Cât, cât de la îndemână ne este mindfulness-ul, cât de la, ne, de la îndemână ne este practica meditației, și cât de mult ne ajută să, să avem un stil de viață sănătos, nu doar fizic, așa cum am mai spus, dar și uh, psihic-mental. Uh, cu binecunoscuta claritate, aș putea spune ce îl caracterizează, Bante Gunaratana, în această carte, ne poartă pas cu pas prin primiturile, realitățile și beneficiile meditației și ale practicii mindfulness avem deja tot ceea ce ne trebuie pentru a trăi o viață productivă și liniștită, iar Bante Gunaratana nu face decât să ne arate fiecare instrument al meditației să ne explice la ce folosește și cum să-l întrebuințăm. A fost astăzi alături de noi Matei Georgescu, un prieten foarte drag profesor universitar, doctor psihoterapeut, psihanalist. Îi mulțumim foarte mult și am vorbit, am vorbit despre mindfulness, despre cartea Mindfulness pe înțelesul tuturor de Bante Gunaratana, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald și care, pe care o găsiți pe site-ul editurii în cadrul campaniei cum ne ajută budismul, ce ne, ce ne transmite budismul, învățături și practici în viața cotidiană. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la un nou episod a Rubicii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!